Salutare tuturor, eu sunt Iulius Paul și în acest video o să discutăm despre unul dintre cele mai importante subiecte din domeniul nunților, și anume muzica. Pentru că în funcție de calitatea muzicii, invitații se vor simți mai bine sau mai puțin bine. Dacă doriți ca să aveți o distracție garantată la petrecerea de la nunta voastră, este foarte bine să contractați prestatori profesioniști din domeniul muzicii. Îl am alături de mine astăzi pe Alex Ionaș de la trupa Rea, o trupă care face foarte mare senzație în momentul în care merge la nuntă. Ne-am întâlnit de câteva ori și mie mi-a plăcut personal foarte mult, pentru că, da, poate la prima vedere eu ca și fotograf nu am niciun fel de treabă cu domeniul muzicii, dar în funcție de cât de bine cântă formația, în funcție de cum se distrează oamenii, aceștia vor ieși mai bine sau mai puțin bine în fotografii. De aceea, Alex, te rog să ne dai mai multe detalii despre ce înseamnă un cover band la nuntă. Bun, în primul rând, ce să zic, consider faptul că muzica este pe primul loc în ceea ce privește organizarea unei nunți. Pentru că poate poți să treci peste o mâncare mai puțin bună sau peste, nu știu, o sală mai puțin spectaculoasă, dar dacă nu te distrezi la nuntă, cred că deci vine și failul. Noi, ca și trupă de cover, suntem pe piața muzicală de mai bine de 5 ani. Avem sute de evenimente în spate, știm ce înseamnă asta. Și putem spune că o trupă de cover poate însemna diferența pentru nunta oricui. Pentru că, în primul și primul rând, trupa de cover face atmosfera. Totodată, o trupă de cover înseamnă un repertoriu extrem de vast. Înseamnă să abordezi piese, nu știu, din anii 30-40 și să mergi până în ceea ce este astăzi pe radio. Poți să abordezi stiluri cu tentă folclorică sau orice alt gen de muzică. Să știi că am observat și eu acest lucru la nuntă, în funcție de cât de bine cântă formația, oamenii dansează mai mult sau mai puțin, dar asta mi se pare foarte interesant ca și formație, să te poți adapta la toate gusturile oamenilor, astfel încât de la începutul petrecerii până când ea se termină, poate 8-10 ore cât durează o petrecere, oamenii să aibă la dispoziție piese din toate genurile muzicale, astfel încât toată lumea să se simtă bine. În acest caz, voi când vă construiți repertoriul sau repertoriul pe care îl aveți deja, cum ați gândit acest lucru? Din fericire, așa cum am spus mai devreme, repertoriul este destul de vast. Avem peste 200 de melodii în playlist, ceea ce ne permite să jonglăm foarte tare cu el. Și din punctul ăsta de vedere, la fel considerăm și noi că cel puțin într-un anumit punct din nuntă, din eveniment, trebuie să mulțumești pe fiecare. Uh-huh. Și atunci avem grijă în așa fel să construim playlist-ul încât să, ce să zic, să-i scoatem la dans și pe cei mai în vârstă, care sunt mai melancolici și aduc aminte de vremurile trecute, și să-i scoatem la dans și pe cei tineri care, cu muzica modernă pe care noi o abordăm. Playlist-ul nostru este, ce să zic, în proporție de 70-80% prestabilit, dar nu este nimic bătut în cuie, pentru că, până la urmă, din nou, aceasta este una din frumusețile cover band-ului. În momentul în care simți că reușești să ții lumea pe ringul de dans cu un stil muzical, tragi mai tare pe acel stil muzical. Dacă simți puțin că s-ar putea să-i pierzi, îl schimbi imediat și te duci pe altceva. De aici spun că este nevoie să ai un playlist cât mai încărcat, cât mai vast, ca să poți jongla cu piesele. Am înțeles, uite, la lucrul acesta eu nu m-am gândit până acum, adică am văzut formațiile cântând, am văzut că fac atmosferă, dar nu m-am gândit exact ce este în spate. În cazul acesta, Miri, în momentul în care vă contractează pe voi, ei își aleg piesele din repertoriu sau voi le propuneți o variantă, o bază după care ei mai pot adăuga sau scoate anumite piese? Noi punem la dispoziția Mirilor întregul nostru playlist, ca okay, pentru a vedea zona muzicală și genurile muzicale pe care le abordăm. Dar nu putem să, ce să zic, să facem piese la solicitarea lor, pentru că în momentul în care ai, ce să zic, 30-40 de evenimente, și aici mă refer strict nunți pe an, dacă ar fi să faci câte o piesă la fiecare eveniment, ar însemna destul de multă muncă pentru noi și, ce să zic, poate piesa respectivă prinde doar la nunta respectivă și pentru Miri respectiv nu este o piesă hit care se prinde la toate nunțile și să fie utilă pentru ceea ce facem noi. Deci, de principiu, nu. În schimb, bineînțeles, dacă mine îmi spune, te rog, nu cânta artistul respectiv, că nu-l suport, nu vreau să-l aud la nuntea mea, nu se pune nicio problemă, la fel cum se pune nicio problemă în a cânta o piesă care și-o doresc foarte mult din repertoriul nostru și ne zic, vă rog să o includeți, fiindcă ne place foarte mult și ne-o dorim. Eu le spun cam de fiecare dată când mă întâlnesc cu Miri aceeași chestie, în care ei mă întreabă, oare putem să ne alegem noi piesele? Și zic, dragilor, trebuie să aveți în vedere următorul lucru. Dați o sumă
să zic, rezonabilă de bani și vă lăsați în mâna unor specialiști. Le-am zis, e exact ca și cum ai lua un decorator de locuințe, îi dai o grămadă de bani ca să-ți facă locuința și când intră în casă zici, aici vreau parchetul negru, aici vreau faianța să fie albă, aici vreau aia, vreau aia, atunci efectiv l-ai angajat degeaba. Da. Nu, ei trebuie să ne angajeze, să încreadă în noi și atâta timp cât văd că genurile muzicale pe care le abordăm sunt pe gustul lor, să ne lase să ne facem treaba, pentru că ne și ușurează munca prin chestia asta. Repet, noi trebuie să facem așa fel încât să ținem oamenii pe ringul de dans. Foarte bine punctat aici, pentru că pe lângă partea de muzică efectiv ce cântați voi, de fapt oferiți și o anumită experiență oamenilor, adică experiență mirilor cu voi, experiența oamenilor care dansează în timp ce voi cântați și toată partea asta de consultanță mi se pare un plus foarte mare, pentru că mirii se căsătoresc o singură dată, sigur, cel da. Puțin, și atunci ei nu au experiența evenimentelor trecute să-și dea seama ce a fost bine, ce nu a fost bine. Și dacă îmi permiți, de multe ori ceea ce își doresc mirii nu este neapărat și pe placul invitațiilor. Invitaților, da. Din nou, le-am dat exemple total exagerate, degeaba mirii sunt adepții stilului rock da. Sau metal și în sala oameni de la țară care da. Ascultă folclor și așa mai departe, pentru că da, lor o să le placă enorm de mult genul ăsta muzical, dar lumea nu o să se ridice, nu o să danseze și nu o să se distreze. Treaba noastră e să facem ca nunta să fie wow și să nu fie un fail. Am înțeles. Din punct de vedere al organizării, voi câte programe cântați în timpul unei nunți? 3, 4, 5 sau adaptați în funcție de ce se întâmplă acolo? Pentru că am văzut de foarte multe ori formații care cântau mai multe programe, în timp ce făceau pauze era un DJ care punea muzică. Care e proporția sau cum acoperiți evenimentul? Noi la acest moment în oferta noastră oferim fie 2 sau 3 programe în cadrul unei nunți. Am constatat faptul că 3 programe sunt mai mult decât suficiente pentru o trupă de cover. Din punctul meu de vedere, trupa de cover trebuie să fie acel ceva cireașa de pe torn pe care oamenii să-și o dorească să o vadă, să se urce pe scenă și să o audă. Nu este indicat ca trupa respectivă să cânte de când începe nunta și până la final, pentru că o să ajungi să nu mai fie acel element wow și să lumea să pară că a fi ceva banal. Totodată, pentru a păstra oarecare proporționalitate a reprizorilor în nuntă, adică să nu le înghesui și să fie oarecum proporțional distribuite în nuntă, atunci când făceam 4 reprize, am constatat faptul că fie prima repriză, fie ultima repriză, oarecum era irosită. Ca să păstrezi proporționalitatea, trebuia fie să începem foarte devreme, ca să ne încapă 4 reprize, fie a patra să o faci foarte târziu. Da. Din punctul ăsta de vedere, dacă încep foarte devreme, oamenii încă n-au consumat nimic, de-abia s-au întâlnit, dacă iau și o terasă frumoasă și cald afară, toți la țigară și la povești și la nu știu ce, prima repriză nu indicat. La final, la fel, după ce se dă tortul, poate rămân 20-30 de oameni și la fel consider că repriza nu își atinge scopul. Și atunci, din ce am realizat noi, 3 reprize sunt suficiente. În situația în care mirii au mai mulți artiști, am avut situații în care au fost 2-3 formații de folclor, 2 trupe sau mai știu eu ce, atunci putem merge și cu 2 reprize, astfel încât să încapă toată lumea. Da, deci se împarte timpul să fie în regulă. Exact. Păi oricum, ce am văzut la evenimente, sunt foarte multe piese care nici nu se pretează a fi cântate de cover band-uri, adică muzica house, spre exemplu, nu prea poți. Și atunci, dacă sunt invitați care apreciază acel gen de muzică, DJ-ul bănuiesc că e cel mai indicat pentru acest lucru. Da, obligatoriu. Și eu zic că ar trebui fiecare reprezentant al muzicii să-și facă treaba, adică DJ-ul să fie DJ, trupa de cover, trupa de cover, folclorul așa pe partea lui și cred că atunci fiecare sunt profesioniști în ceea ce fac și atunci cred că rețeta succesului. Exact, da, asta e foarte bine. Din punct de vedere al organizării, pentru că pe lângă artiștii care efectiv cântă, bănuiesc că voi aveți un staff mai mare, nu știu, ingineri de sunet, oameni care instalează echipamente, ce ar trebui să știe mirii din punctul ăsta de vedere? Sau cum se organizează la nuntă, nu știu, cu meniurile, cu locul la masă? Da, este foarte bine că ai adus subiectul ăsta în discuție, pentru că uneori mirii sau lumea zice, băi, dar pentru 2 sau pentru 3 reprize ai plătit atâta. De fapt, ei nu plătesc efectiv reprezentația, ei plătesc anii de muncă pe care avem în spate, plătesc toată tehnica pe care noi o aducem și o furnizăm la nuntă, pentru că așa cum ai zis, noi de exemplu la nunți mergem cu scenă, grindă de lumini, sunet și la solicitarea mirilor putem furniza și ecran LED. Bineînțeles,
toate chestiile astea presupun și un staff aferent. Exact. Practic o să fie, noi la momentul să avem doi tehnicieni de scenă, avem sunetistul care pe tot parcursul evenimentului stă cu tableta în fața scenei și se asigură că soundul este ceea ce trebuie și calitatea este conformă cu ceea ce vrem noi să facem. Și avem omul de la lumini, care la fel pe tot parcursul reprezentanței are grijă ca show-ul să fie adaptat pe ceea ce facem noi. Adică la noi luminile nu merg pe automat, da. Luminile sunt gândite și sunt realizate în concordanță cu show-ul nostru de pe scenă. Da, bănuiesc că toate aceste aspecte care țin de partea tehnică a lucrurilor aduc un plus foarte mare la ceea ce cântați voi. Pentru că la urma urmei, muzica în sine nu creează neapărat atmosferă, ci modul în care este exprimată către oameni, modul în care se creează o anumită coloristică a sălii cu lumini, cu fum, cu lucruri de genul acesta și de fapt cred că asta este și diferența între un simplu DJ care pune muzică și o formație, pentru că voi am văzut în anunțele la care am fost, intrați printre oameni, vorbeați cu ei, dădeați microfonul să mai cânte unul altul și automat îi angajați pe toți în acea distracție cum ar veni. Păi, într-adevăr, consider că trupa este un element de spectacol. Mm-hmm. Noi la momentul ăsta suntem 8 oameni pe scenă. Mm-hmm. În momentul când se urcă, practic ne apropiem de orchestră. În momentul în care te urci 8 oameni pe scenă, în care acei oameni dau tot ce au, transmit muzica pe care o cântă, uh-huh, dansează, se bucură, toate chestiile astea, na, ca și DJ puțin mai greu din spatele pupitrului să le transmiți. Și așa cum ai spus și tu, foarte important, show-ul de lumini, pentru că, să fim sinceri, ce-ar fi Untold fără show de lumini și artificiile și toată treaba asta este foarte important. Pentru final, dacă ar fi să dai anumite sfaturi mirilor, de ce ar trebui să țină cont înainte de a se întâlni cu voi sau chiar după ce s-au întâlnit, ce ar trebui să urmărească ca totul să funcționeze bine din punctul vostru de vedere? În primul și în primul rând, așa cum am zis și mai devreme, să se asigure că trupa este ceea ce trebuie pentru nunta lor și nu neapărat pentru ei. Deci ăsta, din punctul meu de vedere, este un lucru extrem de important. Am avut nunți în care noi avem o vorbă, bătaie în calorifer și lumea dansa, deci nu avea importanță zgomot să fie. Sau am avut nunți în care a fost nevoie de mai multă muncă să scoatem oamenii la dans. Repet, deci asta ar trebui să fie una dintre criteriile pentru care ei aleg o trupă de cover. Mai apoi, o recomandare personală, să nu așeze persoanele în vârstă în fața boxelor sau în apropierea ringului de dans, pentru că oamenii sunt acolo să povestească, nu s-au văzut de ani de zile, da, și așa mai departe și nu au nevoie să le sune boxele în cap. Și am avut situații când aveam 500 de oameni pe ringul de dans și venea un bătrânel care ne striga că e muzica prea tare. Na. Deci ăsta are un aspect de care cred că ar trebui să țină cont. Și în rest, da, foarte important, i-aș ruga pe miri pe tot parcursul evenimentului sau pe cât posibil când cântă trupa să fie pe ringul de dans. Este extrem de important pentru restul invitaților care au venit pentru ei, mm-hmm, la acest eveniment, să-i vadă că sunt pe ringul de dans pentru că ei sunt sufletul petrecerii. Mm-hmm. Adică dacă mireasa va fi toată ziua afară pe terasă, o să fie o proporție mai mică de nuntași pe ringul de dans decât dacă ei vor fi acolo în mijlocul atenției și toată lumea se va concentra, bineînțeles, în jurul lor. Practic, ei dau tonul petrecerii, mm-hmm, așa că avem nevoie de ajutorul lor ca să iasă evenimentul așa cum trebuie. Da, deci evident, invitații au venit pentru miri și se distrează alături de miri. Exact. Deci mirii ar trebui să fie acolo. Da, Alex, îți mulțumesc foarte mult pentru toate aceste informații. Sperăm că și oamenii care s-au uitat la noi au găsit de folos ce am discutat noi aici. Sperăm. Bineînțeles, dacă doriți mai multe informații despre domeniu, puteți să-l contactați direct pe Alex. O să vă răspundă și până data viitoare, vă mulțumim foarte mult pentru vizionare. Salutare! Sărăvană!